V-am ascultat cu maximă atenție pe amândoi, stimați colegi de platou virtual, însă omiteți un singur lucru. Dan Bidman ca om are dreptul să fie emoționat, să trăiască o emoție vie în momentul în care observă o comunicare precară, datele aruncate de avalma pe sticlă de către guvernanți. Ori asta sperie, nu dă certitudine. Înțelegeți despre ce e vorba? Înțelegeți că v-ați compromis din punct de vedere al comunicării? Și este păcat, încă o dată spun. Este păcat pentru că oamenii așteaptă lumină de la cei care au date. Să separe morții de COVID de celelalte cazuri nefericite. Nu cum a declarat premierul Orban. Toți au trecut la COVID. Deci, domnule, nebuniți lumea. N-a fost chiar așa declarația. A fost cu o nuanță importantă. Păi, dar bineînțeles despre ce vorbim. Și un artist care trăiește din emoție, consumă emoția, arde ca o flacără, el nu are dreptul să-și exprime un punct de vedere și să-și strige. Am o rugăminte. Cum să vă spun? Am o rugăminte, o să luăm o scurtă pauză și revenim pentru concluzii după.